Mircea cel Bătrân s-a născut în Țara Românească în 1355. A fost domnitorul Țării Românești vreme de 32 de ani, până în anul morții sale în 1418. În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa. Acest fapt a adus cu sine și o întărire a autorității sale, exprimată în titulatura pompoasă, care includea și titlul de despot și în reprezentarea numismatică. Numele lui însemna Mircea cel Vechi, din bătrân, din trecut, dar odată cu evoluția limbii, a ajuns să-și piardă sensul inițial pentru că numele în sine s-a păstrat neschimbat. Supranumele cel Bătrân presupune în general, în limbajul de cancelarie medieval, primul domnitor cunoscut cu acest nume. Mircea a urcat pe tron după moartea fratelui său Dan, petrecută la 23 septembrie 1386. El găsește Țara Românească în plin proces de dezvoltare datorită politicilor înțelepte promovate de înaintașii săi și va continua consolidarea economiei, armatei, administrației și bisericii. Rezultatele obținute i-au permis să reziste tendințelor de expansiune ale regatului ungar și ale Poloniei, care urmăreau în special controlul asupra gurilor Dunării și să stăvilească forțele otomane aflate în plină expansiune în Balcani. Mircea a stăpânit un teritoriu întins pe care l-a organizat într-o formă centralizată. Economia țării a fost întărită prin măsuri privind sistemul de impozite și taxe, prin emiterea de monedă în cantități suficiente și cu valori potrivite, precum și prin stimularea schimburilor comerciale cu țările vecine, cu care încheie tratate și privilegii în acest sens. Armata a fost organizată în Oastea cea Mare, alcătuită în principal din țărani, și Oastea cea Mică sau Curtea. Mircea a ctitorit o serie de mănăstiri și biserici pe întreg cuprinsul țării, care vor deveni în timp centre de cultură prin activitatea copiștilor și caligrafilor, precum și prin crearea școlii de pictură religioasă și activitatea zugravilor acestora. Mircea a intrat în conflict cu Imperiul Otoman din cauza intervențiilor sale în sprijinul popoarelor creștine din sudul Dunării. În 1395, Bayezid I-ul, zis și Ildırım sau Fulgerul, a trecut Dunărea în fruntea unei forțe însemnate, aproximativ 40.000 de soldați, după unii autori. Mircea, bazându-se pe o armată mai mică, aproximativ 12.000 de soldați, neputându-se opune într-o luptă deschisă, a ales o tactică de hărțuire. În ziua de 17 mai 1395, armata Țării Românești înfrânge avangarda otomană într-un loc mlăștinos și împădurit numit Rovine. Mircea cel Bătrân a luat parte la lupta pentru tronul Imperiului Otoman și l-a ajutat, prin sprijin militar, pe Musa Celebi, fiul lui Bayezid I-ul, să devină sultan pentru o perioadă scurtă, după moartea căruia a sprijinit și alți pretendenți, în 1416 pe Mustafa Celebi, fratea lui Musa, apoi pe șeicul Bedreddin. Mircea cel Bătrân a încetat din viață la 31 ianuarie 1418, fiind înmormântat la ctitoria sa de la Cozia la 4 februarie același an. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.